Vă salut, dragii mei și dragile mele! Sunteți la canalul Frumuseții Vârste Elegante. Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Dacă sunteți pentru prima dată, dacă iubiți măștile naturistice, dacă iubiți modul de viață sănătos și doriți să vă împărțiți și doriți să vă împărțiți cu noi, cu comunitatea noastră, vă îndemn să vă abonați. Dacă vreți să primiți notificările noilor filmulețe, activați și clopoțelul. Un filmuleț cerut de doamna Natalia din Israel. Eu mă bucur pentru conaționalii noștri care locuiesc peste hotare și sfaturile noastre a comunității, fiindcă nu sunt doar sfaturile mele, dar toată comunitatea în comentarii scrie diferite sfaturi care le aplică în practică, se împart cu comunitatea. Pentru aceasta le mulțumesc foarte, foarte mult. Ale noștri care locuiesc peste hotare primesc sfaturile comunității cu drag și la fel și ei se împart cu metodele de menținere a sănătății, de menținere a frumuseții. Dar doamna Natalia îmi scrie: prietena ei are obraji roșii, are bubițe pe obraj, așa și scrie în comentariu. Presupun că este vorba de cuperoză, de rozacee, care înflorește acum în primăvară. Și își dorește produse organice, își dorește un tratament, o vindecare holistică, naturistică. Voi trage atenția că cuperoza este o boală care suferă mai multe persoane și este transmisă genetic. În afară de aceasta, emoțiile, factorii declanșatori, căldura, recele, aduc la acutizarea cuperozei. Astăzi am, așa, în toate produsele cosmetice, desigur că se folosesc ingrediente care întăresc vasele capilare, le protejează cu efect astringent, cu efect antiinflamator. Astăzi am adunat și eu așa ingrediente ca să fac o măsculiță, special pentru o măsculiță anticuperozică, să ating efectul de vindecare. Fiindcă în produsele date care le-am folosit se conțin și vitamina C, și rutină, și vitamina P, și zinc, și calciu, și fierul, și substanțe tanine, astringente, care ajută în complex să, poate că să nu vindece, dar să diminueze această roșață, să diminueze inflamația, să scoată inflamația cu efect antibacterial. Și dați să vedem măsculița. Dar eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept la alte filmulețe. Aștept comentariile voastre, sugestiile voastre și pe curând pentru binele comunității, pentru binele umanității. La revedere! Cu drag de voi! Pentru această măsculiță avem nevoie hrișcă verde, iată vă arăt, hrișca verde, produs natural boabe pentru sănătate, am procurat-o la magazinul Linela, noi o folosim în stare crudă, o încolțim și iată aici am dat-o prin râșniță, adăugăm în terciuri. Am luat aici o lingură de, iată așa mare, o lingură de ceai de lemn și am preparat aici infuzia de urzici. Puteți lua infuzie de mărar sau pătrunjel. Urzicile și castanul, iată aici este castan, sunt vazoprotectoare și plantă de gălbenele cu efect regenerator. Hrișca este bogată în aminoacizi, în proteine, în vitamine, microelemente. Dar cel mai important este că conține rutină. Rutină la fel care întărește vasele capilare. Și toate acest complex de plante organice benefice pentru ten, pentru întărirea capilarelor, pentru protecție, pentru regenerare și diminuarea roșații, diminuarea cuperozei, sunt foarte miraculoase. Și mai am aici și ulei de susan, care la fel are
o bogăție mare, o comoară de microelemente și de vitamine. Dar nouă din uleiul de susan, desigur că vom face accent la fier, calciu și zinc, care liniștește și stimulează regenerarea pielii. Am pregătit hrișca, voi adăuga gălbenielile, plantele și castanul. Adaug gălbenielile și castanul, le amestec, le amestecăm, apoi le opărim cu infuzia preparată. Sper că infuzia este gata și voi adăuga infuzia. Adăugăm infuzie, o să dizolvăm această masă. Dizolvăm bine, bine amestecul acesta. Vedeți că o pastă foarte... Hrișca, în genere, are așa o consistență mucilaginoasă. O să mai adaug, cred că, un pic de infuzie. Este fervencioară. Un pic, un pic, să putem să obținem o masă mai plăcută. Chiar se întinde masa, așa un pic mai viscoasă. Apoi adăugăm o linguriță de ulei de susam. Așa. Amestecăm bine, bine. Masca se aplică și se lasă până ce începe să vă strângă. După când începe să vă strângă, o spălați, o înlăturați cu un prosop muiat în plante medicinale. Desigur că e dorit să preparați o infuzie din urzici, din gălbenele, din pătrunjel. După ce ați înlăturat masca, vă recomand o mască foarte bună de la Academie Scientific de Biote, masc apesant antirujor, care scoate inflamația și roșața, calmează și liniștește pielea cu perozică. Este o mască foarte, foarte bună. O găsiți pe site-ul Academie Scientific de Biote. O să vă atașez link-urile în descriere. O găsiți în link-ul de descriere și mască anticuperozică din urzici. La fel este benefică de aplicat acum în primăvară. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și sper că această informație să vă fie utilă. La revedere! Ne întâlnim și la alte filmulețe!